8 copii dintr-o localitate din Timiș sunt suspectați de botulism. Copiii cu vârste cuprinse între 3 și 7 ani sunt internați în secția de boli infecțioase a Spitalului Victor Babeș din Timișoara. Deocamdată nu este cunoscută cauza infecției, fiind în derulare o anchetă declanșată de DSP Timiș, iar potrivit conducerii spitalului este a doua oară în mai puțin de 6 luni în care medicii de aici se confruntă cu astfel de cazuri. Copiii internați pe secție sunt cu stare mai bună decât la internare, sunt stabil hemodinamic. Doi dintre copii necesită în continuare o supraveghere atentă, fiind copii cu simptomatologia cea mai zgomotoasă la internare. În primul rând, în momentul în care vorbim despre botulism, această infecție, această bacterie se ia din alimente. Trebuie să fim foarte atenți la conservele de carne, la conservele de pateu, de pește, la conservele de legume pe care le avem acasă. Adică dacă capacul este bombat, să încercăm să nu consumăm acele alimente, chiar dacă gustul și mirosul nu este alterat. Și de asemenea, fiind sezonul de iarnă, să fim foarte atenți la produsele din porc, produsele afumate, șunca de porc, nații de porc, să avem grijă cum le depozităm și dacă dorim să le consumăm, să le preparăm termic.